Termenul de miercuri de la Tribunalul Constanța în procesul intentat de fostul primar al Comunei Poarta Albă Vasile Delicot împotriva deciziei de suspendare din funcție emisă de prefectul Eugen Bola s-a finalizat cu o amânare. Magistrații au stabilit ca ședința să fie reluată pe 22 august după ce prefectura va prezenta modul de comunicare a ordinului de demitere. S-a amânat pentru data de 22 pentru a depune modul de comunicare prefectura, pentru că legea prefectului spune că ordinele, deci actele cu caracter individual se comunică persoanei. Iar ei n-au făcut lucrul ăsta, l-au comunicat persoanei. Ei au făcut o adresă de înaintare către secretar și au comunicat adresa, nu ordinul, secretarului. Ar trebui să-mi facă comunicare mie, să iau la cunoștință. Eu, pe ordin, să scriu. Prefectul județului Eugen Bola a emis ordinul de demitere din funcția de primar a lui Vasile Delicot la sfârșitul lunii mai, după ce inspectorii de integritate au constatat că edilul este incompatibil cu funcția de primar al localității Poarta Albă din cauza participării în adunarea generală a acționarilor Secerajă S.A.